Questo è stadio Olimpico. Stiamo con tutto il mondo del football, non proprio. Se c'è sta con un'arma da sopra esce da di stadio. Deci Olimpia, locul unde au luat naștere cu multe stări de ani înainte de Hristos, jocurile olimpice. Prilej de a aduce pe toți greci împreună. Timp de 3 luni era armistițiu, indiferent de războaiele care erau între ei. Și a durat până la începutul primele secole ale creștinismului. Au fost interzise de împărați bizantini. Cred că sunt 2-3 hectare întregi de ruine ale unor edificii construite de-a lungul multor secole înainte de Hristos, la care s-au mai adăugat și contribuția împărați romani care erau apropiați de greci. Acela cu 3 piloni rămași în picioare e templul Herei, soția lui Zeus. E o mare învolmășeală de pietre lăsate pe loc. Probabil că nici nu au existat niște schițe sau desene ale formei originale a templelor și diverselor edificii. Acesta este templul Zeus, de unde la fiecare 4 ani, începând cu 1896, pornește flacăra olimpică spre țara în care se țin jocurile. Templul Zeus, văzut dintr-un colț. Coloana aceasta sigure, reconstituită, nu par pietre originale, sau în orice caz le-au prelucrat puțin. Sunt coloane cam de 1,70-1,80 m diametru și vreo bucăți de coloană și vreo 50 de centimetri grosime. Deci ăsta e un loc privilegiat pe pământ, odată la 4 ani. De aici pleacă flacăra olimpică. Cred că e unul dintre marile situri arheologice de pe pământ acesta. Acest vestigiu mai bine reconstituit. Trebuie să mă uit undeva să văd ce reprezintă. Aici, în timpul olimpiadelor, nu se întreceau numai sportivii. Se întreceau pentru cununa de lauri prin care erau consacrați în fața lui Zeus, și poeții, oratorii, filozofii țineau discursuri. Deci erau întrecere nu numai fizică, și intelectuală. Cum vedem, după numărul de turiști, și la fel de însuflețit ca și acum 2000 și ceva de ani, acest loc.
zgomotul e produs de niște insecte numite cicade. Se mai aude și în România cântec de cicade. Acesta este Muzeul Olimpic modern, dar nu mai am timp să vizitez, pentru că trebuie să mă duc la masă. Vizita era gratuită.